Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la un nou grupaj informativ. Câștigătorii concursului internațional de vinuri, care s-a desfășurat la Focșani în perioada 26-29 mai, au fost premiați aseară la București. Podgorenii din Vrancea au obținut 13 medalii de aur și 32 de argint. La acest concurs au fost trimise aproape 1500 de probe de vinuri de la producători din 33 de țări. Premierea concursului de vinuri, care s-a desfășurat la Focșani la sfârșitul lunii mai, a avut loc miercuri la Palatul Bragadiru din capitală. Organizarea în acest an la Focșani a concursului se datorează implicării și sprijinului acordat de Consiliul Județean Vrancea. În cadrul festivității de premiere de ieri, mesajul președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a fost transmis de către noul primar al municipiului, Cristi Misăilă. Anul acesta concursul a avut loc la Focșani, a fost itinerant pentru prima dată în istoria lui. Sunt încă niște date notabile, dar despre aceasta va veni momentul să se vorbească. Deocamdată despre desfășurarea galei și noutățile în desfășurare, CEO-ul International Wine Contest Bucharest, prietenul dumneavoastră și fratele meu, domnul Cătălin Păduraru. Mai chema invitații premianții să urce pe scenă, pentru că a luat foarte, foarte mult timp, concursul s-a mărit, dar acum am avut 1500 de probe, la anul vom avea probabil 2500. Așadar, vom încerca să avem un rit destul de alert. Asta nu înseamnă că nu putem să ne simțim bine împreună. În primul rând, aș vrea să dăm cuvântul Adrian, celui care ne-a găzduit anul acesta, de când am făcut concursul itinerant, este prima zonă a țării care a închis o mână prietenească concursului și este vorba de Consiliul Județean Vrancea, prin persoana domnului Cristi Misăilă, noul primar al Focșani. Sunt aici pentru a reprezenta Vrancea, pentru a reprezenta municipiul Focșani. În numele domnului președinte Marian Oprișan al Consiliului Județean Vrancea, dați-mi voie să vă exprim cele mai frumoase și mai călduroase gânduri și îmi doresc ca această tradiție să nu se oprească aici și în același timp această tradiție să intre în istoria vrâncenilor și a tuturor românilor. În numele celor 100.000 de podgoreni din Vrancea, vreau să vă mulțumesc pentru că faptul că împreună am pus Vrancea pe harta internațională a viticulturii. Preocuparea noastră a celor care vremelnic conduc destinele județului Vrancea a fost și rămâne aceea de a dezvolta cea mai importantă resursă a noastră, viticultura. Facem acest lucru de ani de zile prin organizarea Festivalului Internațional al Viei și Vinului Bacchus la Focșani, dar și prin organizarea unui concurs național de vinuri, care este al doilea mare concurs de vinuri din România, unde întotdeauna am colaborat foarte bine cu domnul Cătălin Păduraru, cu Asociația Degustătorilor Autorizați din România. Prin prezența IVCB în Vrancea, nu am făcut altceva decât să deschidem o nouă etapă în preocupările noastre de a pune Vrancea pe harta internațională a vinului. Prin organizarea acestui eveniment, aici, i-am legitimat pe cei 100.000 de podgoreni din Vrancea. Am arătat lumii întregi, întregul județ, este patria vinului de aici, din România. Pe această cale, doresc să-i felicit pe directorul acestui concurs, domnul Cătălin Păduraru, pentru tot ceea ce a făcut în promovarea calității vinului și pentru faptul că a reușit să ducă atât de departe acest eveniment. De asemenea, doresc să-i mulțumesc și să-l felicit pe domnul profesor dr. Dan Boboc, președintele Asociației Degustătorilor Autorizați din România, pentru implicarea totală în evenimente pe care am avut plăcerea să le organizăm împreună. Nu în ultimul rând, aș dori să-i felicit pe producătorii de vin din Vrancea, care au obținut medalii de aur la IVCB 2016. Dumneavoastră duceți faima Vrancii și a vinurilor din Vrancea peste granițele județului și peste granițele României. De pentru care nu pot decât să vă mulțumesc și să vă doresc succes în tot ceea ce veți întreprinde. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cei 37 de jurați au avut de evaluat în acest an 1495 de probe de vinuri din 33 de țări. La concurs au participat cele 1500 de probe, cum vă spuneam, mai 30% am avut dreptul să oferim diplome și medalii, respectiv 500 de probe, dar lucru foarte îmbucurător este că aproape jumătate din numărul de probe participante în concurs au avut medie pentru a primi medalii.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că cei care s-au pregătit să vină cu probe în concurs nu au venit cu orice fel de vin, ci au sosit cu probe care să fie valoroase. De asemenea, trebuie să mai înțelegem un lucru, o altă constatare de-a noastră, în sensul că pe lângă marile branduri, vinuri de top, au fost destule societăți care au venit și cu zona de mijloc să vadă unde se regăsesc în raport preț-calitate și surpriza foarte plăcută a fost că și acestea au putut să se încadreze în niște distinții. Vinurile podgorenilor Vrâncen au obținut 13 medalii de aur și 32 de medalii de argint. Rezultatele concursului organizat la Focșani au fost validate de Organizația Internațională a Viei și Vinului. Ziua eroilor și a martirilor neamului românesc a fost sărbătorită astăzi printr-o ceremonie militară și religioasă. Evenimentul a avut loc la Mausoleul Eroilor din Focșani, în prezența mai multor autorități. Militarii Brigăzii 8 la Rom din Focșani au sărbătorit astăzi printr-o ceremonie militară și religioasă Ziua Eroilor și a Martirilor Neamului Românesc. Evenimentul a avut loc la Mausoleul Eroilor din Focșani. În cadrul acțiunii a fost oficiat serviciul religios, a fost evocată semnificația Zilei Eroilor, au fost depuse coroane și jerbe de flori, iar gardă de onoare a defilat prin fața asistenței. Prin decretul legii numărul 1693 din 4 mai 1920 s-a stabilit ca această zi să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care îi comemorează în acea zi pe eroi străini și pe cei români. Această dată a fost stabilită ca urmare a tratatului de la Versailles, unde țările beligerante s-au obligat prin semnarea tratatului la întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a monumentelor comemorative de război dedicate acestora. În timpul comunismului, prin decretul numărul 71 din 48, data a fost schimbată la 9 mai, iar după aceea s-a revenit la data inițială. Înălțarea Domnului, sărbătorită la 40 de zile după învierea Domnului, este și ziua de pomenire a tuturor eroilor neamului românesc. În luptele mondiale de la începutul secolului trecut, România a pierdut aproape 1 milion de soldați și oameni de rând. Jertfa acestora este asemănată martirului creștin, în baza cuvintelor Sfântului Ioan Apostol. Națiunea română, plămădită prin trudă, jertfă, a celor mai demni fii ai săi, a asociat de-a lungul veacurilor ca prin o de recunoștință față de aceștia Sfânta Sărbătoare a Înălțării Domnului cu Ziua Eroilor. Mormintele la care depunem flori și aprindem lumânări de înălțare reprezintă un simbol al dăinuirii noastre în timp pe aceste meleaguri și al sacrificiului suprem pentru acest mare ideal în conștiința și sufletul nostru. Ca în fiecare an, în această zi, gândurile noastre se îndreaptă cu pioșenie și gratitudine spre cei care, prin jertfa și vitejia lor, au făurit România mare, au apărat libertatea și independența sa și au menținut trează încrederea poporului român în valorile sale creștine și morale. Ne plecăm frunțile în fața înaintașilor, bunilor și străbunilor noștri căzuți la datoria sacră față de patrie, în războiul pentru independență din 1877, în primul și al doilea război mondial, în fața martirilor Revoluției Române din decembrie 1989 și, în ultimul rând, al eroilor militari căzuți la datorie în teatrele de operații din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest. Astăzi este o zi mare, plină de încărcătură emoțională și spirituală. Comemorăm și imaginăm eroii neamului românesc și sărbătorim înălțarea Domnului. Cu profundă recunoștință prețuim pe toți martirii luptelor pentru libertate și unitate. Îi imaginăm pe eroii care au luptat pentru libertatea țării. Avem datoria sfântă să nu uităm faptele înaintașilor noștri, iar exemplul lor să ne dea nouă putere și credință să ne iubim țara și neamul asemenea lor. Iisus le-a spus ucenicilor săi, în momentul înălțării, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Așa și eroii noștri au fost și rămân pe veșnicie partea istoriei României. Fie ca cele mai bune gânduri să ne îndrume pentru realizarea binelui comun în țara noastră. Dumnezeu să-i odihnească pe eroii neamului românesc. Hristos a înălțat! La manifestări au participat, printre alții, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, prefectul județului Vrancea, Sorin Hornea, primarul municipiului Focșan, Cristi Misăilă, mai mulți reprezentanți ai partidelor politice, veterani de război, dar și numeroși cetățeni.
Stagiunea teatrală a elevilor Vrâncene a debutat astăzi pe scena Teatrului Municipal Maior Gheorghe Vastia din Focșani, în prezența autorităților locale, care au sprijinit și în acest an acest eveniment. O noapte furtunoasă, după Ion Luca Caragiale, a fost prima piesă pusă în scenă de elevii liceului cu program sportiv Focșani. Teatrul Municipal Maior Gheorghe Vastia găzduiește timp de două zile stagiunea teatrală a elevilor Vrânceni, ediția cu numărul 34. În această dimineață a avut loc festivitatea de deschidere. Acest concurs a organizat și în acest an cu sprijin de la Consiliul Local. Noul primar al municipiului Focșani, Cristi Misăila, a fost prezent la acest eveniment și le-a urat mult succes trupelor care au intrat în concurs. Astăzi este un moment frumos, prin care dumneavoastră încercați să puneți în valoare arta, să puneți în valoare teatrul. Chiar ieri, la galele de premiere ale concursului internațional de vinuri București, care s-a desfășurat în Focșani, după cum bine știți, stăteam de vorbă cu actorul Adrian Păduraru și și-a exprimat admirația față de acest lăcaș al culturii, Teatrul Municipal Gheorghe Vastia. Un teatru care, iată, vă reunește astăzi aici, un teatru care poate să ofere foarte multe, foarte multă hrană spirituală pentru voi. Important este ca toți elevii să poată să pună accent și pe partea de cultură, nu numai pe partea de știință și tehnică. Este foarte important pentru noi toți să avem de fiecare dată, ca și acum, sala plină, la toate piesele de teatru, la toate operele care se vor desfășura pe această scenă. Concurenții au fost încurajați și de aplauzele publicului. Pentru că cea mai grea misiune de sine, adică de deschiderea acestei stagiuni, revine liceului cu program sport. Cel mai ușor este când termin stagiunea. De asemenea, o invit pe scenă pe doamna profesor Ionela Ilie. Tot ce înseamnă act de cultură. Și vreau să vă mulțumesc vouă, dragi tineri, dar și profesorilor, părinților care sunt și astăzi prezenți alături de dumneavoastră, pentru susținerea pe care ați primit-o tot timpul și ați găsit un loc de joacă, în ghilimele, în a vă demonstra talentul jucând ca actori în piese de teatru.
Prima piesă pusă în scenă astăzi a fost O noapte furtunoasă după Ion Luca Caragiale, a elevilor de la liceul cu program sportiv. Mergem aici, mergem, mă uit înapoi și nu mai văd pe vagabondul. Mergem și mai mergem. Mă uit iar. Mă iertase vagabondul. Jucându-mi, dragi. Adică, s-am pardon de impresie. Dar nu mă gândesc că ți-ai făcut spaimă degeaba. Poate că omul o fi venit și ca dumneavoastră la grădină. A așteptat și el până la isprăvitul comediei și s-a nimerit să vă întoarceți până la același drum acasă. El a rămas la el și dumneavoastră ați mers înainte. Nu! N-a fost așa! Să vezi că zic acum. Așa am zis și eu, de că poate o fi stând cu alte boale prin partea locului, na? E oară asta vorba dumneavoastră, na? Ce să zic? Așa, și știi, zice cum mi-a trebuit zi țaie? Ai de reparat la Ion, la Ionescu! Când auzi de Ion? Mă făcui fer de la față! În concurs au înscris 8 licee, respectiv Liceul de Artă din Focșani, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani, Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu din Mărășești, Colegiul Tehnic Valeriu de Cotea Focșani, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focșani, Liceul Teoretic Duiului Zamfirescu Focșani, Liceul Pedagogic Spiru Haret și Liceul cu Program Sportiv Focșani. Zeci de absolvenți de gimnaziu au participat aseară la prezentarea ofertei școlare a Colegiului Național Unirea din Focșani. Gazdele au întâmpinat cu spectacole, semn că la Colegiul Național Unirea învățătura se îmbină cu distracția. Colegiul Național Unirea din Focșani a prezentat oferta școlară pentru anul 2016-2017. Zeci de absolvenți de gimnaziu interesați să învețe la Unirea au putut afla ieri mai multe detalii despre această unitate de învățământ, despre profesori și despre cei care au ieșit de pe băncile acestei școli, oameni de bază ai societății. Musafirii au fost întâmpinați cu informații, dar și cu diferite spectacole și glume. Despre liceul Unirea care a dat performanțe în anumite domenii, să știți că este locul în care vă puteți face remarcați și la sport. Am aici câteva din echipele noastre și o să încep cu echipa de volei fete care este de mult cea mai grea județului. Sunteți într-o școală care, pe lângă premiile în Olimpiade Internaționale, are și un campion olimpic, un din cei doi de la Londra din 2012, se numește Alin Moldoveanu și a fost elevul. Cineva, odată, pus fiind să aleagă între rai și iad, a făcut un studiu de piață. S-a dus la rai, era destul de liniște acolo, destul de plictisitor. Unii își vedeau de treabă, munceau, unii învățau. Cei mai mulți își făceau temele, era vorba de raiul școlarilor, evident. După care s-au dus la iad
și acolo era numai o veselie. Drumurile toate erau împânzite de majorete, muzica răsuna pe categorii din toate cluburile care erau pline, despre cărți și teme mai știau câțiva bătrâni de mult, restul uitase, nu știau ce sunt alea. Evident că au ales zona bucuroasă a vieții școlărești. După o bucată, când temele și Ghiozdanu îi apăsau foarte tare, când nopțile erau prea scurte, când profesorii erau destul de răi, când notele nu erau suficient de mari, s-au dus enervat la Scaroschi șef și au spus: domnul, dar așa ne-a fost vorba când... Și atunci Scaroschi le-a spus ceea ce vă spun și eu acum. N-ați fost atenți. Aia era doar campanie electorală. Elevii au fost apoi conduși să cunoască sălile de clasă. Două formații de fotbal feminin din Vrancea vor participa sâmbătă la Miercurea Ciuc la primul turneu din cadrul campionatului național. Județul nostru va fi reprezentat de echipele de 12, respectiv 14 ani. Selecționatele de fotbal feminin din județul Vrancea se pregătesc pentru partidele primului turneu din cadrul campionatului național, care va avea loc sâmbătă de la ora 11 la Miercurea Ciuc. Echipele de 12 și respectiv 14 ani din Vrancea vor întâlni formațiile similare din Harghita și Covasna. Partidele vor avea loc pe terenurile sintetice de la stadionul municipal din Miercurea Ciuc. Următoarele două turnee vor avea loc în toamna acestui an la Sfântul Gheorghe și Focșani. În faza grupelor se organizează 3 evenimente, fiecare asociație județeană de fotbal fiind gazdă pe rând. Faza finală va fi programată în octombrie. Se joacă pe teren sintetic redus în sistemul de 5+1 la ambele categorii de vârstă. Vrancea a avut o campioană națională la precedenta ediție a proiectului la care a participat. Selecționata sub 14 ani a devenit campioană națională la turneul final de la Odorheiul Secuiesc în 2014, iar acum, în urma acțiunilor de selecție de la Focșan și Adjud, antrenorii Adrian Toma și Valentin Stoian au selecționat cele mai talentate jucătoare. Formația de rugby sub 16 ani a liceului cu program sportiv Focșani va intra în cursa pentru medalii la turneul final al campionatului național. Echipa focșăneană va evolua la Constanța alături de alte 7 formații. Municipiul Constanța găzduiește din nou cele mai bune echipe de rugby junior din țară, de această dată fiind vorba de turneul final al campionatului național pentru juniori sub 16 ani. Organizarea acestei competiții revine clubului local Tomitani, iar în luptă pentru o medalie va intra și echipa liceului cu program sportiv Focșani. Grupa are antrenată de Romeo Păun, a încheiat sezonul regulat din zona Moldova pe locul 2, fiind depășită doar de echipa clubului sportiv școlar Bârlad. Speranțele echipei focșenene în obținerea unei medalii la turneul final sunt minime, în condițiile în care pentru medalii vor evolua cele mai bune echipe din România și care au o bază de selecție net superioară față de ceea ce are clubul focșănean în acest moment. În altă ordine de idei, în luna august, liceul cu program sportiv Focșani va organiza ediția a treia a memorialului Viorel Ion, unde vor fi invitate cluburi de rugby cu tradiție în țara noastră. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general moderat, temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade Celsius, iar cele maxime între 24 și 26 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!